Bună ziua, dragii mei! Am revenit cu partea a doua în care vreau să fac pe scurt sau să ajut pe scurt fiecare zodie în ceea ce ar trebui să manifest în această perioadă, dar având ca și ghidaj tarotul, evident, nu doar conexiunile personale, nu doar intuiția, da? Haideți să vedem pentru fiecare zodie ce sfaturi vi se trimite din astral că ar trebui eventual să manifestați, să vă concentrați ca și capacitate de gândire și muncă. Rămăsesem așa, s-a încheiat brusc înregistrarea anterioară pentru că era deja plină camera de înregistrare, nu făcusem curățarea, eliberarea. Și vorbeam despre împărăteasă. Am spus atunci că am trecut prin mai multe aspecte ale naturii venusiene, însă mai era încă una foarte importantă. Dar nu poți să ajungi la ultima până nu treci prin celelalte, nu? Într-un fel sau altul. Natura venusiană reprezintă și o latură spirituală pe care puțini o înțeleg. Taurul nu este reprezentat doar de Venus, știm bine că în cartea de tarot, printre multe alte reprezentări, mai ales cele care țin de latura pământeană de monede, mai este încă una, o arcană majoră deosebit de puternică, Marele Preot. Și aici este împărăteasa. Prin natura ei maternă și spirituală, are un rol special. Trebuie să ne dezvoltăm încrederea și nu în orice fel, nu în oricine, încrederea în Dumnezeu, să ne dezvoltăm credința, pentru că o mamă, fără credința că va aduce la viață copilul, manifestă o mamă stresată și va produce un copil stresat. Și atunci, înțelegeți, conceptul. Ceea ce manifestați, ceea ce intenționați să aveți, sănătos, frumos, trebuie să mai aibă în plus și măcar un dram de credință, dacă nu chiar mai mult. Și cu un dram azi, cu un dram mâine, unii poate ajungeți să dezvoltați acea latură specială, Marele Preot, și să înțelegeți legea divină din alte perspective, legea umană din alte perspective, înțelegeți stabilitatea, tradițiile, da? Multe lucruri care țin de taur, de latura aceasta pământeană, dar înțelegerea vine după un timp, dacă încercăm să căutăm și cealaltă perspectivă. Acum, hai că am tot lungit-o, hai să vedem fiecare zodie ce sfaturi primește, ce ar trebui să facă în această perioadă în care luna e în creștere. Da, știu, luna nu a trecut și eu m-am concentrat pe niște lucruri, dar e în creștere, nu e problemă. Da? Faptul că a trecut un pic, noi suntem deja în sus, mergem în sus, da? Haideți să vedem berbecul. Un sfat pentru berbecuți. Un sfat pentru berbecuți. Deci ar trebui să concentrezi în această perioadă berbecuții. Oho, 4. 4. Că tot, mai ales dacă sunteți născuți în aprilie, ia mai vreau încă o carte, dar nu obligatoriu. 4 de spade. În primul rând, pe echilibru mental, meditație, analiză. Ține oarecum ar fi fost mai potrivită pentru o lună prin această carte, dar e ok, e ok. Pentru că dacă voi v-ați făcut eliberările corect la lună plină de negativitate, de dezamăgiri, da, începe să manifestați adevărul, înțelegerea, da? Înțelegerea, asul, noul. Noul e aici, aici. Pe această sabie trebuie să vă concentrați în această perioadă, nu pe cele trei. Da? Se presupune că pe cele trei v-ați concentrat suficient până acum. Da? Pentru că exact acea sabie de care aveți nevoie ca să vă aduceți echilibru.
Au picat mai multe cărți, dar o să păstrez puterea. Puterea care este marcată aici de numărul 11, poate ceva, da, interesant, ce intenționați, ce scrieți pe hârtie, ce gândiți, dacă gândiți în echilibru, că vă găsiți puterea, interesant, dacă aveți probleme de sănătate, dezamăgire, depresii, veți simți puterea aceasta de a vă ridica, de a vă transforma, pentru că asta înseamnă foarte mult cu transformarea, da? Veți simți mai ales în noiembrie. Știu că pare târziu. Oh, nu, că eu vreau acum, da? Lăsați că lucrurile se dezvoltă, cum am zis mai devreme, cresc în timp. E o putere pe care o dezvoltați în timp și o veți simți foarte marcant în noiembrie. Rămâne de văzut în ce context. Iar e o transformare spirituală și transformarea, ca și puterea, ca și multe alte lucruri, inclusiv abundența, nu vine chiar peste noapte. Adică, lupta aceasta cu depresiile, cu dezamăgirile, o veți învinge în noiembrie, într-un context, îl veți vedea atunci. Îl veți vedea acum, atunci. Acum trebuie să vă concentrați, să scrieți, repet, să scrieți. E interesant. Chakra a doua a venit ca și ghidaj. Să scrieți, ia uite, da, să vă eliberați de o hienă sau de o latură. Sunt și berbeci foarte urâcioși, răutăcioși, negativi de latura aceasta a voastră, că toți avem un plus și un minus, întuneric și lumină, și să intrați în lumină. Pentru că acesta este o figură spirituală. Unii s-ar putea chiar să crește spiritual după această transformare, meditație, dezamăgire, da? Însă, încă un sfat aveți în această perioadă și îi ajută. Totuși, e Venus în Taur, lună. De fapt, e Soarele, da? Soarele în Taur. Probabil că veți simți multă senzualitate, chakra a doua, a creativității, a senzualității, a sexualității, a energiei. Începe să vă energizați, să prindeți viață și, repet, această putere o veți simți foarte intens în noiembrie. Însă, afară de energie, afară de sexualitate, de senzualitate, cum am vorbit în primul videoclip, există și latura creativă și, și despre aceasta am vorbit în videoclipul anterior. Încercați un proiect creativ, creați ceva, creați-vă, interesant, creați-vă pe voi, puternici, altfel decât poate chiar v-ați așteptat voi cândva să fiți. Adică schimbați-vă așteptările despre voi, da? Haideți să vedem. Tauri, în această perioadă. A fost destul de scurt, dar eu cred că e suficient pentru unii, pentru alții. Oho, ce frumos! Luna! Nou în Taur. Lumea! Vă ridicați deasupra lumii vechi și începeți ceva nou. E perfect pentru voi. Începeți ceva nou. Poate o chestiune care ține de distanță, de lumea în care trăim, de o călătorie peste hotare, iar variază de la taur la taur. Însă, ce frumos! Vă ridicați! Ia uite, parcă e și luna în creștere, da? Vedeți aici în spate? E luna în creștere aici, da? Și aici este pământul. Pământul. Vă ridicați deasupra multor probleme, puneți capăt multor probleme, începeți o nouă lume. E perfect pentru luna voastră în Taur, dar lucrați în continuare la lumea nouă. Ce a fost vechi a fost vechi. Lucrați, scrieți. Cum vreți să fie această lume nouă pentru voi? Fiți vizionari. Ce frumos. Fiți vizionari, vedeți, gândiți, rostiți și scrieți. Fiți vizionari. Imaginați-vă într-o nouă lume. Cum vreți să fiți în această nouă lume? Regele de spade să vă spună ceva. Asta. Interesant că s-a oprit setul de cărți la ce? Marele preot sau copilul divin. Da. Aici este chestiune de creație. Am ascultat și videoclipul anterior, dacă nu l-ați ascultat. Chestiune de creație. Recreați-vă lumea în care vreți să trăiți. Și într-un mod artistic colorat, da? În conexiune cu divinitatea, cum am spus și la începutul videoclipului, da? Frumos, foarte interesante mesaje. Hai să vedem un alt mesaj. Ho-ho! Am zis, ridicați, da, ridicați-vă și cu credință. Iar aveți, să zicem,
cred. Nu ții musai să zic că ar fi un personaj semn de aer. Nu, asta mă interesează. Dacă e semn de aer, dacă e cineva. Nu, este vorba de latura voastră mentală. Pentru că toți avem aer, apă, pământ și foc, da? Latura voastră mentală. Ridicați-vă mental, da? Ridicați-vă, aveți aici uliu. Ridicați-vă. Înțelegeți, regele și regina de spade. Înțelegeți că dacă aveți credință în mielul, e semn de pământ, să zicem, dar e vorba de credință. Mielul înseamnă sacrificiu, înseamnă încredere în Iisus Hristos, înseamnă manifestarea unei căi creștine eventuale. Dacă aveți încredere, veți manifesta un cuplu în adevăr, un cuplu care vă crește, da? Vă crește și pe alte planuri, nu doar material. Că, na, latura taurului este să se ocupe de, sau să-i pese în mod special de problemele materiale. Foarte frumos a fost, foarte frumos. Nu este suficient, cum am spus mai devreme, împărăteasa crește către o figură spirituală, da? Treptele finale sunt o figură spirituală care o pregătesc pentru o poziție de mare preot. Why not? Hai să vedem. În continuare, gemeni. În această perioadă. Mai! Sper că nu s-a decalat, sper că nu se decalează. Ar fi păcat, ar fi trist, că nu-mi place când se decalează și nu vă place nici vouă. Ideea este că posibil unii să vă doriți să comunicați foarte mult, tipic pentru gemeni, asta pentru că au sărit cărțile în toate direcțiile, da, însă, înainte să comunicați, gândiți și scrieți. Să știți că nu toți gemenii sunt, da, sunt gânditori, dar uneori sunt și repeziți în acțiune și în vorbă. Gândiți un pic mai mult, scrieți și apoi comunicați ce aveți de făcut în această perioadă. 5 de băte. Intenționați să vă învingeți dușmanii. Intenționați să vă învingeți dușmanii, concurența, bârfele, eu știu ce alte obstacole sau probleme vă creează familia, prietenii, vecinii. Încercați să-i învingeți, e un 5 și nu știți cum, prin creativitate. Pentru că 5 de băte întotdeauna mi-aduce aminte de casa 5-a a leului, în mod special. Sau casa 5-a de foc, o casă foarte creativă. Mai, tot sar cărțile la voi. Ok, la voi, ce aveți? Valetul de băte, tot foc, tot foc. Manifestați, ia uite, la capătul setului de cărți, steaua. Da, vă puteți împlini acest vis, să învingeți, da? 5 și cu 1, 6. Veți avea succes. Dacă manifestați, ce face? Valetul de băte, creativitate, inovativitate. Oh, da, știu. Tatăl meu era gemeni și era foarte creativ, foarte, aproape genial, ce să mai, genial în felul în care reușea să pună în practică multe lucruri. Și să găsească soluții geniale. Da, 5 și cu 1, 6, victorii, manifestați victorie, dar într-un mod creativ luptați-vă cu, eu știu ce mai e, concurență. Concurență. Dacă este atracție față de cineva, veți învinge toate conflictele. Veți învinge cu 5 și cu 1, 6, dar veți învinge conflictele interioare. Și veți avea o comunicare, valetul înseamnă comunicare plină de pasiune, de creativitate, de nu inocență, copilărie. Ia să vedem. Oh, iar foc! Iar foc! Gazela, da? M-a zis, stați un pic înainte să vă aruncați în vorbe și în fapte. Gazela, stați un pic pe loc până vă puneți pe, nu pe luptă, e o luptă mult mai creativă. Mult mai creativă. Vreți eventual, poate cu 5 și cu 1, 6, să cuceriți pe cineva, delfinul, da? Care e foarte drăgălaș, vă atrage atenția, vă transmite și multe emoții. Dar, ce aveți de făcut? Gazela, stați un pic, lăsați focul ăsta în spate și urmăriți atent ce este în jurul vostru și găsiți soluții creative la
ceea ce urmează să fie, da? E o etapă, da? Stagnare, analiză, eventual gândiți și apoi scrieți, da? Că și valetul comunică, nu doar verbal, poate să fie și prin scris, da? Dar bine, valetul de bâte preferă să comunice creativ, să, nu știu, să facă un tablou, să facă ceva frumos. Ca apoi să schimbați o situație. 5 înseamnă schimbare, da? Și o schimbați în bine, pentru că, repet, 5 și cu 1 aduce 6 și 6 înseamnă victorie. Deci, ca să manifestați victorie, repet, fiți creativi, inovativi. Și dacă există o atracție și totuși stați un pic, analizați o leacă înainte să săriți peste concurență. Veți sări. Hai să vedem. Racul. Sfaturi pentru rac. Ce ar trebui să manifestați? Wow, iar sare și la voi sare, măi, nu se poate așa să și la voi sare. Ha, nebunul, mai, luați-o de la zero. Păi, luați-o de la zero, n-aveți, ia uite, asul de spade, da? Apropo de intenții, de gândire, da? De rostire și de scriere. Intenționez să o iau, să încep ceva nou, să încep o nouă relație, să-mi găsesc o nouă casă, ceva nou, tot, da? Nou, nou, nou! Repet și țip. Țip un pic ca să vă atrag atenția, că trebuie să fie nou, să ieșiți din cerc, din magia asta în care stați și să manifestați magia voastră, altă magie. Ia uite, împăratul. Așa, împăratul și regele de bâte, au venit două cărți la voi. Ce ar trebui să faceți, da? Păi, manifestați ceva nou. Ce manifestați? Încredere în voi. Eventual o nouă afacere cu regele de bâte și nebunul. Riscați într-un domeniu care vă va aduce stabilitate financiară. Dar ca să vă aducă stabilitate și creștere și imperiul pe care îl visați mulți voi, raci, raci se gândesc la bani majoritatea, așa, trebuie să riscați, măi. Aveți încredere. Intenționez sau manifest încredere în mine pentru cei care sunteți depresivi eventual și așa. Manifest încredere în mine. Manifest eliberare de... chiar dacă puteți să puneți și la intenții, manifest eliberare de relațiile karmice, manifest eliberare de cercurile vicioase în care am stat și manifest încredere într-o nouă direcție. Aici sunt eu, aici trebuie să fiu eu, regele de bâte și împăratul, eu, racul, ușoara. Da? Aici trebuie să fiu. Și atunci mă pun acolo, în postura aia, o scriu și risc. Încep să fac primii pași. Da? Hai să vedem. Ce altă carte mai vine pentru raci în această perioadă? Am zis, luna e în creștere. Luna e foarte importantă pentru voi și luna și Mercur. Wow, fantastic. Chakra a șaptea, oul cosmic. Aici este creștere, da? Creștere. Se vede cum se spiralează și concepeți ceva. Riscați, trebuie să ieșiți, repet, ca să vă intre în cap, da? Trebuie să ieșiți în acest cerc, da? Ca să creați. Ia uite, aici avem ouă, aici ouă, da? Să creați ceva nou și pe acest concept veți crește voi în poziția de rege și de împărat. Pe acest concept poate să fie și o afacere, poate să fie și, eu știu, ce un proiect creativ, pentru că regele de bâte e extrem de creativ. Dacă vrei să lucrați într-un domeniu care ține de distracție, de eu știu ce alt domeniu creativ, mie nu mai artă bine. Poate să fie management, poate să fie publicitate, da? Puteți avea creștere. Și interesant este. Da. Eu cred că are legătură, da? Zero și ultima chakră și șapte, da? Trebuie să faceți acea curățare totală, dacă n-ați făcut-o, faceți-o, chiar dacă e lună nouă, ca să puteți crește, nu? Luați buruienile din curtea sufletească, din jurul vostru, da? Ca să puteți să creșteți, să vă ridicați. Interesant.
Conectați-vă și la divinitate, neapărat cu oul cosmic, conectați-vă la divinitate, pentru că dacă sunteți depresivi, există clar o problemă în conexiunea cu divinitatea, o mică, cel puțin mică, dacă nu chiar mai mică, neîncredere. Pentru lei, hai să vedem sfaturi pentru lei la luna nouă, de fapt luna în creștere, chiar dacă a fost luna nouă cu câteva zile. Oh, ce frumos magician! Sunteți magicieni, fermecați, îi fermecați pe toți. Deci manifestați ce? Tot ce v-ați dorit, pentru că aveți toate resursele și mai trebuie credință. Da? Am zis că a cincea înseamnă credință. Fiți magicieni vieții voastre. Știu pe cineva care într-adevăr, ia uite, manifestat șase de monede, echilibru. Cât dați, atât primiți. Și nu doar financiar, și emoțional. Dacă dați o anumită cantitate emoțională, atâta va și atât veți primi. Da? Manifestați echilibru, manifestați creștere spirituală și nu doar spirituală și financiară, pentru că ține de casa a șasea a muncii. Probabil acolo aveți ceva, depus niște intenții, pentru că e casa a șasea. Și nu doar a muncii, a lucrurilor și tabietelor și ritualurilor de zi cu zi. Acolo trebuie să schimbați un ritual în viața voastră, da? Ia să mai vedem ce alte mesaje. Rostiți eventual. Poate vreți să învățați ceva nou. Iar Mercur, magicianul, înseamnă foarte multe. Și o persoană care atrage atenția, care cucerește, ia uite, cobra. Semn de foc. Cobra care în carte este și Uliu, ridicați-vă deasupra problemelor și analizați la mintea rece. Analizați, da, Mercur? Analizați cu o minte rece, mai puțin influențată de pasiune, de emoții, de nevoi financiare, ca să puteți avea această creștere. Pentru că cobra, în cartea cu care au venit seturile de cărți, au venit aceste cărți, reprezintă un profesor spiritual. Da, este un valet de bâte, într-adevăr, dar este în primul rând profesor spiritual până a fi valet, pentru că i-am dat eu această poziție, este numărul 11. Însă, există o atracție fizică față de cineva, puteți să manifestați dacă aveți acolo planete, în mod special. Însă, trecând peste atracția fizică, eu... Iad, este o ieșire din acest cerc, da? Șarpele se târăște. Șarpele creează cercuri, dar această cobră se ridică deasupra acestei tendințe. Se ridică nu doar când atacă, se ridică și când ascultă magicianul Mercur, ascultă ceva frumos. Știm că poate dansa, interesant, poate vreți să fiți dansatori? Pentru că Mercur ține de... magicianul. Ținești de latura aceasta atractivă, capacitatea de a atrage atenția, de a fermeca publicul. Poate vrei să dansați, să manifestați un curs de dans, să includeți în viața voastră șase de monede, în viața voastră dansul, muzica, un pic de artă. Există și posibilitatea asta pentru unii. Însă, cea mai importantă este creșterea noastră spirituală, da? Evident. Hai să vedem. Sfătulețe pentru... Nu, sunt... Sfătulețe pentru sfaturi pentru fecioară în această perioadă, când luna e în creștere. Phoenix, transformare. Ieșiți... Ah, interesant. Ascultați postarea pe care am pus-o. Poezia de Maya Angelou. Ascultați că o să vă ajute. Renașteți odată. Unele fecioare chiar stau prea mult în pământ, în cenușă. Renașteți. Într-o altă formă. O formă mai colorată, mai zburătoare, mai detașată, interesant. Detașată de pământ și de probleme pământene. Regele de cupe. Manifestați. Compasiune, vindecare. Afară de compasiune, că nu toate fecioare sunt compasive, nu toate. Dar manifestați vindecare emoțională. Regele de cupe este vindecător și reprezintă vindecare.
Renașteți ca să vă întâlniți cu marea dragoste și ca să vă întâlniți, iar amândouă țin de vindecare emoțională. Știu că a mai apărut în etalări, vă place, nu vă place, vă cicăl, pentru că unii probabil că aveți impresia că lucrurile sunt atât de ușoare, dar nu, nu sunt atât de ușoare. Vindecarea, transformarea, creșterea ține de ani de zile, dragii mei, de ani de zile, pentru că noi creștem și mai apare un blocaj, ne vindecăm și mai apare o problemă mai veche, ia uite. Oul negru. Oul negru care ține de chakra... Interesant, ați văzut cum am avut așa o reținere? De chakra a cincea de vișudi. Comunicați. Comunicați, ia uite, ieșiți în aceste tentații, legături acaparante. Nu te termina baterie, te rog frumos, da? Ieșiți din ele și transformați-vă. Iar o chestie care ține de comunicare, de comunicare din suflet, de comunicare care vă ajută să vă transformați. Comunicarea aceasta nu e doar scriere, la voi este și vorbire. Unii probabil că nu știți să vorbiți, unii, da? Suficient de clar sau de concret cât să creați această lumină. Ia, toate țin de latura, de posibilitatea noastră de a renaște în situații critice. Oul negru. Da. Trebuie să luminați chiar dacă ați trecut prin probleme. Chiar dacă ați trecut prin probleme, asta este. Manifest transformare. Manifest renașterea mea. Manifest o nouă lume. Iar trebuie să spuneți cum. Manifest vindecare emoțională. Manifest compasiune față de mine. Da? La fecioară. Haideți să vorbim în continuare despre balanțe. Ce ar trebui să facă unele balanțe? Unele sfătulețe pentru balanțe, sfătulețe, ia. Chiară! Rețele de cupe, a apărut și la fecioară și ați văzut că am amestecat cărțile? Ia uite, remitul. Probabil că a fost o tăcere între voi și cineva, dar necesară cât să analizați, pentru că se pare că balanțele așa fac, analizează, unor chiar mai mult decât fecioarele. Am mai vrem un pic de lumină. Așa. Și Doamne ajută ca acea tăcere, acea căutare în întuneric, da? Acea căutare în întuneric să vă aducă lumina, să vă aducă mai aproape de lumina interioară. Și ce ar trebui să scrieți? Manifest găsirea, da? Luminii interioare. Manifest înțelegerea destinului meu, da? Și asta înseamnă foarte mult. Și dacă manifestați, dacă vă doriți acest lucru, se va întâmpla. Dar voi scrieți de ca și când s-a întâmplat. Chiar dacă nu dați detalii, dar... Manifest vindecare, manifest dragostea pe care mi-o doresc, da? Acea dragoste unică, mare, specială. Manifest o persoană care mă iubește, da? Așa, eu știu cum vreți voi să vă iubească sau pe care, da? Și pe care să-i și iubiți, da? Trei de spade, da? A fost dezamăgire, într-adevăr, dar interesant că apar manuscrise. Ce ar trebui să faceți acum? Să scrieți, nu? Să scrieți. Puteți să faceți în paralel și eliberările unii dintre voi dacă aveți încă ceva nelămurit legătură cu o dezamăgire. Repet, din cauza unei tăceri sau nevoia de hiperanaliză, zic hiper pentru că la unii chiar e hiper. Ar fi trebuit să zic doar analiză, dar la unii se manifestă în exces. Da, interesant, manuscrisele acestea. Știți? Când trecem prin foarte multe, uneori și intențiile acestea pe care ni le dorim să le realizăm în viitor, da? Le scriem în lacrimi. Unii s-ar putea să scrieți în lacrimi tot ceea ce trebuie să faceți. Dar aceste lacrimi pot să fie și lacrimi de recunoaștere a valorii voastre emoționale, a sensibilității voastre. Da, sunteți semne de aer, analizați, dar na, aveți și voi sensibilitatea voastră ca orice om. E o chestiune care ține de suferință, dar și de vindecare. Lacrimi și bucurie. Adunați lacrimile astea într-o cupă și creați ceva frumos. Că tot vorbim de Venus, da? A fost o lună în Venus, da? În Taur, de fapt, Taur marcat de Venus. Și voi sunteți influențați de Venus, dar într-un alt fel. Creați ceva frumos, interesant. Poate scrieți poezie, poate faceți ceva. Da, cred că asta este. Nu este asul de spade, dar... Da, vedem.
Rămâne să-mi și spuneți dacă are legătură cu voi. Dacă nu, oricum, păstrați oricum ca și sfat. Da. În continuare, ce apare? Bursucul. Latura pământească a noastră, a unora dintre noi și regele de bâte. Aveți încredere, aveți încredere că o să treceți peste blocaje, da? Peste toate problemele acelea prin care ați trecut și voi și v-ați și pus... suflete perechi! Nu, asta trebuia să apară, da? Interesant, da? A fost o tăcere între voi și sufletul vostru pereche. Și trebuie vindecată, trebuie vindecată. Unii poate încă stați în umbră și suferiți. Nu e așa că seamănă cărțile? Doar că lipsesc manuscrisele. Unii stați în umbră. Bursucul este descris ca fiind o energie în care nu aveți încredere. Timidă, timidă și totuși aveți potențial creativ. Foarte creativ, dar timid. Că sunteți voi, că e altcineva. Ideea este că poate... Dacă sunt ei, dați-le încredere, vindecați, da? Cu acest rege de bâte. Ia uite, aveți un unicorn în spate. Există o latură visătoare a voastră sau a persoanei la care vă gândiți. Cum face să se împlinească acest vis, acest ideal, nu? Dacă nu, vindecându-vă de lacrimi și punând în acțiune tot ceea ce visați, tot ceea ce sperați unicornul, tot ceea ce vedeți. Da, aici este. Se vor debloca energiile, dar dacă stați pe loc, sigur nu se deblochează nimic. Dacă stați în întuneric, sigur nu se deblochează nimic. De-aia zice, de-aia apar și aceste trei manuscrise. Eu știu cât aveți de scris. Trei caiete, trei cărți. Hai mă, trei hârtii, că e mult pentru unii. Scrieți ceva frumos. Da, scrieți ceva frumos. Regele de cupe, din suflet. Cu sensibilitate și creativitate, da? Și bursucul e creativ, de prea timid, măi, prea timid. Și interesant că și vulpița aici plânge, nu mai este acea vulpiță șmecheriță și vicleană, nu. Este dezamăgită, poate să fie dezamăgită chiar de latura ei hiperanalitică, dacă sunteți, dacă analizați, poate, eu cred că totuși înțelegeți ce spun. Uneori, și nu vorbesc doar de voi, de oricine, că și eu hiperanalizez uneori și îmi pare rău, zic, băi, nu știu, parcă totuși a trebuit să merg, să dau cu toate de pământ. Nu? Și dau uneori, dar depinde de situație. De la situație la situație. Deci regele de cupe, manifest o nouă dragoste, manifest vindecare emoțională, manifest dragoste față de mine și ce înseamnă asta, să nu mai primesc pe oricine în preajma mea, cum am zis și în prima înregistrare, să vă puneți niște granițe, da? Să manifest încredere în emoțiile mele și disponibilitate să le exprim pentru cei care nu le exprimă. Dacă aveți o latură mai mândră, sunt multe motive pentru care oamenii nu exprimă emoțiile. Vedeți și voi, oricum sfatul este frumos, manifestați dragoste față de voi și dragostea aceea specială pe care toată lumea și-o dorește. Hai să vedem, scorpionii, mesaje pentru scorpioni, mesaje pentru scorpion, luna în creștere. Băi, deci nu se poate, a treia oară când apare regele de cupe, se pare că această Venus, da, dar aveți în alt context, aveți aici niște conflicte verbale, o energie toxică, ego-ul cuiva, al vostru, al cuiva. Mă vindec, aha, am înțeles, mă vindec de jignirile pe care le-am auzit sau care au fost proiectate pe mine la 5 de spade, sigur apar jigniri, apar proiecții. De ce? Se pune vina pe unul și pe celălalt, da? De toată vina pe care au proiectat-o alții pe mine și m-au lăsat, da, în această energie. Regele de cupe poate să fie o energie în care se simte, personajul se simte vinovat și nu poate să manifeste dragoste, da? Dar manifestați dragoste față de voi, iertare față de cei care v-au agresat verbal, mental, la 5 de spade poate să fie și proiecții mentale. Vindecare. Și, evident, atragerea unei iubiri adevărate. Unei persoane care vă înțelege, vă simte și iubește la fel de profund ca voi. Ia uite, 8 de spade și 5 de spade, da? Niște
afară de proiecții, afară de jigniri, afară de acuzații, mai este și programarea mentală. Eliberați-vă mai de programarea aceasta. 8, da? 8. Tendința scorpionului. Iau, de 3 de cupe. Programarea mentală prin care mulți posesori de planete în scorpion o trăiesc. Da? Aceea de a suferi. Da? Dom'le, dragoste fără suferință nu se poate. Da, este un adevăr, dar asta nu înseamnă că toți oamenii care te jignesc, da, trebuie întâmpinați cu toleranță. Trebuie să ieșiți să vă găsiți, iaute, să vă deschideți chakra inimii, da? Să vă deschideți chakra inimii și să vă iubiți. Scorpionii, mulți scorpionii se iubesc, da? 3 de cupe. Și să învățați să trăiți lângă cei care sunt altfel decât voi, da? În pace. Pentru cei care nu știu să trăiască așa, în pace, o spun, dar e o chestiune. E o chestiune frumoasă. Ce altceva mai trebuie? Iau-te, regele de... nu, regele, valetul de bâte, cobra. Cum a spus și la leu, ieșiți din acel cerc. Este șarpele, da? Nu, eu nu-l asociez șarpele cu scorpionul, dar este o chestiune care ține de transformare. Să ieșiți din cerc, din cercul magic, din cercul vicios în care a stat, din cercurile de prieteni, de cunoștințe și să vă ridicați. Să fiți un profesor, eventual, spiritual, emoțional, un consilier, pentru că acesta e profesor spiritual. Poate trebuie să vă duceți la cineva ca să vă ajute să ieșiți în acest cerc, apropo de cerc, da, 8 de spade e un cerc, și să vă ridicați. Și să vedeți deasupra acest... Interesant cum face cobra, dar se ridică și vede deasupra nivelului acesta 2D. Se ridică în 3, în 4, în 5, da? Poate frumos aici, iar aveți manuscrise și vorbim de intenții de scriere și de gânduri. Iar trebuie să scrieți foarte mult ca să vă eliberează aceste programe, foarte mult, nu puțin. Și cum sunt manuscrisele, sunt în aer și gândirea, aici este problema. Gândirea voastră, cum gândiți despre voi, despre oameni. Azi, o programare, vindecare, vindecarea voastră. Da, vă doriți o nouă pasiune, poate există cineva cu marcaj în semn de foc care v-a blocat mental, posibil, dar aveți posibilitatea că sunteți scorpion, dragii mei, chiar puteți să renașteți. Da, puteți să renașteți. Ce am zis? Manifest vindecare, compasiune față de mine. Eliberarea de sentimentul de vină, mulți scorpioni au acest sentiment de vină, eliberare de gelozie, 8 de spade, înseamnă gelozie cu cobra și cu 8 de spade, posibil, majoritatea scorpioni sunt posesivi, sunt geloși. Eliberați-vă de gelozie. Bine, lună nouă, dar nu poți să creezi nimic dacă ești înconjurat de energia trecutului. Chiar dacă nu v-ați eliberat la lună plină, puteți înainte să faceți manifestările, să scrieți intențiile, faceți o scurtă eliberare, da? Hai să vedem. Unde eram, scorpion? Săgetător. Ce ar trebui să facă săgetătorii acum? Sfaturi pentru săgetători. Împăratul. O, da. Manifest. Stabilitate. Manifest. Bărbatul divin din mine. Chiar dacă sunteți femei. Manifest. Liderul din mine, chiar dacă sunteți femei. Manifest o persoană încrezătoare în destinul său și în ceea ce poate să creeze. Și aveți potențial întreaga hartă astrologică, da? Aici este un zodiac în spate. Toate casele ne sunt potențiale, adică suntem din fiecare zodii, dar puțin înțeleg. Nu sunteți doar săgetători, sunteți și din alte zodii. Ideea este că mersi de inspirație. Manifest suveranitate. Manifest regalitate. Manifest regalitate. Manifest autoritate. Și asta înseamnă, dragii mei săgetători, care iubiți libertatea și știți când cineva se poartă într-un anume fel, prea posesiv sau prea restrictiv, că urlă libertatea în voi, da, dorește să iasă, să iasă ca un vulcan, să explodeze, da? Totuși,
Și săgetătorii trebuie să învețe să pună granițe personale, da, granițe personale, ca să vă puteți proteja ceea ce aveți, să vă puteți proteja viața voastră, să vă puteți proteja reușitele, da? Autoritatea, regalitatea despre care tot am vorbit, da? La capătul setului de cărți, eremitul, probabil că aici este. Aici este lumina pe care trebuie să o găsiți, călătoria spirituală a unora, sau tăcerea, sau hiperanaliza, da? Cum să face să vă conduceți viața după regulile voastre. Vă conduceți viața după regulile voastre. Bărbați, femei, nu contează. Da? Nu contează. Avem această latură masculină și noi, femeile, da? Asta înseamnă să fiți, ghici, independenți. Și nu așa doar independenți. Super. Independenți, strălucitori, autoritari, conducătorii vieții voastre. Ce avem aici? Aici este doi de monede. Unde vreți să fiți? Sus pe stâncă sau jos? Ideea este că trebuie să alegeți. Trebuie să alegeți. Ia uite, regele de spirale, de pâte, tot aia. Regele de spirale? Da. Companionship. Independent, creativ, conducător, să aveți afacerea voastră cu regele de bâte și cu împăratul clar, afacerea voastră, alegeți. Manifest, ce un management financiar înțelept, da? Da, suficient cât să îmi dea echilibru în viață, stabilitate financiară, să-mi pot conduce viața și așa mai departe, să fiu un soț, soție, da? Potrivit. Și chiar dacă nu e vorba de soț-soție, chiar dacă nu e vorba de așa ceva, să repet, să vă conduceți viața, voi să vă faceți regulile. Interesant cum apare alt lider. Lupul, dragii mei, lupul din voi nu urlă când cineva încearcă să vă sperie, când cineva încearcă să-și impună părerea sau eu știu ce restricții, aici este, alegeți. Eventual alegeți, dacă aveți de ales între un conducător sau un personaj, oricine poate fi, care vă domină, alegeți lupul mai. Și lupul e un lider, da? Dar am zis că pentru majoritatea trebuie să fiți lideri într-un domeniu, da? C-o fi financiar, c-o fi eu știu ce. Aici este semn de pământ, dar nu asta e important. Am zis, trebuie să manifestați pe pământ o latură, un aspect divin la care ar trebui să ajungeți. Acum, în cât timp ajungeți, iar e o chestiune variabilă. Eu spun ce ar trebui să faceți în acest moment. Apropo de pământ, da? De luna din taur, da? De soarele din taur, da? Radiați, străluciți aici pe pământ. Ieșiți din întuneric, am văzut eremitul, da? Și acum lumina pe care ați găsit-o, că sunteți totuși jupiterieni, măi, trebuie să vă găsiți bărbatul, femeia divină, marea preoteasă, marele preot din voi, da? Manifestați pe pământ acest foc. Fiți protector față, da, sunteți protector față de familia voastră, unii, dar ideea este că aveți de ales unii dintre voi. Aleg. Ce alegi? Da? Că aici manifestă alegeri importante, hotărâri eu știu, sănătoase, care mă duc către stabilitatea mea, că dacă alegeri, probabil că aici este, pentru că aveți în opoziție Gemenii, ați ales prost la un moment dat. Și acum este, manifest alegeri corecte, manifest alegeri victorioase, manifest alegeri care mă duc către stabilitate, manifest alegeri care mă duc către creștere spirituală, manifest alegeri care, alegeri, da? Și apoi începe să vă gândiți la ce ați ales, ce vreți să alegeți, dar în primul rând concentrați-vă pe alegeri, pentru că apare doi de monede, da? Manifest eventual, da, un nou job. Un nou job în care eu conduc, da? Nu mai sunt condusă, sunt eu conducătorul vieții mele. Bărbat, femeie, nu contează. Da, frumos. Haideți că am vorbit destul, nu? E frumos ce apare. Sper să înțelegeți chiar așa pe scurt aceste sfaturi și să reușiți să le adaptați pe hârtie în funcție și de nevoile personale. Hai să vedem ce era săgetător Capricorn.
Capricorn. Ce-a trebuit să facă Capricorn? O, turnul. Restructurare. Asta e. Manifest. Reconstrucție, în primul rând. Reconstrucție pe baze solide. Pentru că viața vi se va fi zdruncinată într-un fel sau altul. O latura voastră, nu întreaga viață. Dar o latura vieții voastre este zdruncinată și atunci manifest. Eventual începeți construcția unei case, a unui teren, a personalității voastre, a vieții voastre, reconstrucție. Reconstrucție. Manifest deschidere. Capricornii uneori nu sunt deschiși către nou. Li se zdruncină pământul, construcția, da? Când apare ceva nou. Manifest rezistență în fața oportunităților sau a noului sau a surprizelor, da? Și deschidere. Să mă reconstruiesc în funcție de ele. Că poate nu construiți întreaga clădire, da? Ce e la bază rămâne, dacă aici n-a fost dărâmat, construiți de la jumate în sus. Da? Vedeți și voi, adaptați-vă mesaj. Ce ar mai trebui să facă? Deci, oricum, deschidere către nou și apoi către reconstrucție. Iar 8 de spade a apărut și la scorpion. Să ieșiți niște programe, niște construcții mentale, construcții financiare, programe, că doar așa se poate. Nu, se poate și altfel. Sper să, da, sper să nu fiu bruiată. Se poate și altfel. Construcția asta poate fi făcută și altfel. Vai, știți cum este? Mi-aduc aminte de sediul Uniunii Arhitecților din București, pentru cei care sunteți în București. Este o clădire superbă, îndrăzneață, avangardistă, că vorbim de atunci de construcții, da? În care se iese dintr-o preconcepție, dintr-un program, da? Nu neapărat mental. Da, este o clădire veche, în care, de fapt, e o clădire nouă care se integrează într-o clădire veche, apropo de turn, și chiar seamănă cu un turn, da? Chiar a fost într-un turn. Da, s-a dărâmat construcția veche și acum construiești ceva nou, din sticlă și metal, ceva avangardist. Da? Ieșiți din acea. Doar așa se poate. Eventual, deschideți-vă sufletul, inima către soare, către nou, către oportunități. Nu doar ce vi se pare vouă este ok, mai sunt și altele. Doar fiți deschiși și către nou. Aici este eliberarea de programe mentale. Iar apare, interesant, e a treia oară când apare. Iar o chestiune care ține de vorbire, de manifestare, de gândire, rostire și scriere. Da. Iar ieșirea din cercuri, ridicați-vă deasupra acestui cerc, da? De gânduri, de construcții, de cărămizi, de relații karmice. Ieșiți din ele. Ieșiți și vedeți lucrurile deasupra lor. Da? Încercați să vedeți ce se întâmplă aici, de ce acolo s-a dărâmat. A fost o slăbiciune, da? În structură. Sau a fost neplăcut din punct de vedere spiritual? Dumnezeu nu a plăcut de acolo, de la acea poziție în sus, n-a mai fost plăcut conform, sau din punct, mai greșesc și eu, din punct de vedere spiritual. Da, pentru că Cobra este un profesor spiritual. Poate să fie și o pasiune care vă zdruncină și atunci trebuie să fiți deschiși către nou, posibil și asta, dar vedeți, adaptați-vă. Eu acum nu spun ce este, în ce situație sunteți, ci ce ar trebui să scrie, să manifestați. Eliberare, eliberare și recreație, reconstrucție. Frumos! Poate vă decorați interiorul. A, unde suntem la vărsători? Ce ar trebui să facă vărsătorii? Să scrie, să manifeste în aceste câteva sfătulețe pentru vărsători în această perioadă. Îndrăgostiții, îndrăgostiții. Da, manifestați o nouă lume, o nouă dragoste, eventual o dragoste la distanță să vină mai aproape, pentru că nu-i suficient. Dar chiar dacă vărsătorul se adaptează situațiilor de genul acesta, iubire la distanță, prietenie sau friends with benefits, nu aveți nevoie să stați tot timpul în această energie. Aveți nevoie într-adevăr să simțiți dragostea. Aveți nevoie de colaborări, nu doar de dragoste. Manifest colaborări sănătoase, iubiri sănătoase, iubiri care mă cresc, da? Mă ridică mai aproape de soare, de divinitate. Manifest iubiri bazate pe ce? Pe pasiune și emoție și creștere spirituală, da?
Frumos. Manifest iubire. Iubire. Manifest partenerul divin. Că sunteți femei, manifest bărbatul divin. Îl atrag. Dacă sunteți bărbații mei, atrag femeia divină în viață. Chestia și de atracție, pentru că e șase, colaborare. Și munca asta o faceți în fiecare zi, prin ceea ce spuneți, prin ceea ce gândiți în fiecare zi. Ce asta? Regele de monede, apropo de Venus de lună în Taur. O dragoste frumoasă, dar și pământeană. Da? Nu doar în gând, nu doar în simțuri și emoții, dar și pe pământ. Un prieten loial, colaborări, am zis colaborări, prieteni loiali. Clar, mai dăm o carte, sfaturi pentru cei cu planete învărsători, în mod special soare. Dar ce mai pică? Mai nu se... Erau două. Ce alte sfaturi avem pentru vărsători? Ok, deci a vrut să se arate de două ori. Regina de monede, regele și regina de monede. Un cuplu, că sunteți într-un cuplu, că sunteți în familie și s-a pierdut dragostea, scrieți, manifestați această dragoste să revină această pasiune, aceste emoții profunde să revină, pentru că este regele și regina de monede. Dacă nu sunteți într-un cuplu, scrieți despre cuplu, da? Pentru că acest cuplu trebuie să crească, trebuie să țeasă o rețea. Poate că v-ați întâlnit pe internet, dar acum nu citesc, ci spun ce ar trebui să scrieți. Manifestați creșteri spirituală, că este o spirală, manifestați și creștere abundență financiară, loialitate, creativitate, romantism. Aveți nevoie de un cuplu în care să simțiți și romantismul. Da, e un cuplu perfect, regele și regina de monede. Manifest un personaj care vede valoarea mine, că altfel dacă n-ar vedea valoarea în ea, n-ar ține așa, da? Manifest, da? Această iubire în care ne respectăm, ne apreciem, creștem împreună, avem și stabilitate, avem și romantism, da? Nu înseamnă că dacă ai una, nu ai cealaltă, da? Cam așa. Cam așa trebuie să vă gândiți, mai vedeți și voi cum vă mai scrieți, da? Intenția de sfaturi. Sfaturi de lună nouă, sau mai bine zis, lună în creștere. În crescendo. Pentru peștișori. Ia să vedem niște sfaturi. Chiar dacă a trecut luna nouă, repet, este în creștere, puteți să scrieți în continuare ce vreți să faceți pentru peștișori. Să vă schimbați energia. Jupiter, da? Roata norocului. Roata norocului, da, rezistați. Sunteți puternici și sunteți, iar e chestiune de 9 și 10, sunteți în stare să ieșiți dintr-un ciclu și să începeți alt ciclu în noroc. Manifest norocul vieții mele, la bani. Dar trebuie să puneți bani, da, să luați un loz, eu știu ce. Manifest noroc la bani, noroc în dragoste, noroc în sănătate, noroc. Bogăție. Expansiune, optimism. Ai, te-au venit două aici. Nu. Roata norocului. Mișcare. Trebuie să schimbați, schimb locul, schimb norocul. Să schimbați un loc. Aici eu confirm pentru mine chestia asta e valabilă. Trebuie să schimb locul, știu. Știu. Rămâne de văzut cum l-ai schimbat, dar trebuie să scriu. Peștișorii. Căprioara, valetul de monede, da? Ascultați în jur, priviți cu dragoste, cu simpatie și compasiune, dar ascultați în jur cum puteți, în funcție de ce se aude, cum puteți, unde vă găsiți stabilitatea și norocul, cum puteți să aveți încredere în anumiți oameni, da? Cum puteți să aveți încredere în energiile care vin în jurul vostru. Și manifestările astea chiar trebuie făcute la modul practic. Ok, manifest schimbarea, dar ce trebuie să faceți pentru schimbarea asta? Manifest noroc, dar ce trebuie să faceți pentru acest noroc? E o chestiune, da? Trebuie pus în practic. 4 de spade. Am mai apărut și la berbec. Da, gândiți înainte să scrieți, gândiți ce v-ați ținut, pentru că la 4 de spade se stă pe loc.
Da? Aici este valetul trecând peste imagine, valetul de monede studiază. Trebuie să studiați cum să creșteți, cum să manifestați abundență. Da? Schimbare de energie, da? În primul și în primul rând trebuie să ieșiți din stagnare, că unii stați pe loc. E o chestiune iar care ține de casă, că e casa a patra, da? De ceea ce ați gândit cândva că nu puteți să faceți un lucru și probabil că acum trăiți aceste impotențe sau imposibilități, schimbați energia. Ia uite, mergeți! Interesant, da? Ieșiți din stagnare și mergeți, călătoriți. Și aici este un cerc, iar sunt săgețile. Nu musai ale lui Cupidon. Inspirația care vine, pentru că astea parcă le văd niște spirale care coboară, ca niște comete, ca niște idei care vin din cer și vă ajută să vă mișcați, să schimbați energia. Chestiune de salt, de fugă. Poate ar trebui să faceți sport unii dintre voi. Aici iar confirm că și eu, na bine, am avut probleme de sănătate. Aș vrea și eu să fac mai mult sport. Extraordinar. Cum a venit? Deci exact în spate a fost roata norocului, da? Schimbați energia și ieșiți, ia uitați, din 3 de monede și din 10 de, și 10 și 10 vă arăvă, da? 10 de spade și 10 de băte. Din responsabilități, din programe mentale, din traume mentale, ieșiți din ele. Da? E o chestiune care ține de casă, poate în casa voastră, poate la locul de muncă, da? Chestiune, schimbați energia, dragii mei peștișori, mișcați-vă. Mai! Care este imaginea zodiei pești? Da? Doi pești, unul în sus, unul în jos. Și care e mai bun, mă? Ăla care merge în jos, ăla care tot se lasă până ajunge jos și stă pe loc, da? Pe malul oceanului, al mării, al râului, al lacului. Sau cel care saltă, îndrăznește, săltați, ieșiți. Zburați, dați din aripioare, ieșiți din mediul acvatic, dați un pic de aer. Și în sensul frumos al cuvântului, n-are nicio treabă cu zodii de aer, nu. Are treabă cu felul în care gândiți și felul, că da, patru de spade, felul în care gândiți. Și are treabă cu credința, pentru că e Jupiter. Credeți un pic, credeți că sunteți protejați. Credeți că energia divină are un plan pentru voi, da? Și va veni și norocul pentru voi. Credeți și manifestați acest noroc. Sper că v-a plăcut, măi, cam atât a fost. N-am citit despre situația în care sunteți, ci am căutat sfaturi. Pă, puf, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa! Sper că nu s-a întrerupt.